Bună ziua, iată, în urma ceea ce am pornit acum o lună, aici am o matcă de roire scoasă și am dat drumul la boci, unde am dat drumul la starter. Aici am pus matca pe o ramă, ramă pe puiet și ea a depus-o pe două rame. Acum am să încep să-i dau sirop. Voi folosi și această matcă pentru a obține puiet. Cum o voi folosi? Deci o să-i scot o ramă cu puiet, îi dau o foaie, dau sirop, construiește foaia, dar nu o să iau tot puietul, iau doar o ramă cu puiet, care în general cel larvar o să-l iau. Ea este o matcă de roire, cum am spus. Filmul este anul trecut făcut, e un filmuleț făcut acolo. Vreau să vă arăt că ce frumos ouă aceste măci de roire. Iată, aici este căpăcit. Bineînțeles, toată rama este ouată. Mătcuța nu este aici. Au foarte bine și o să o folosesc pentru a ține rame cu puie. Până acum n-a primit niciun fel de stimulare, doar rama cu mâncare. Asta este rama pe care a fost mută. Iar peste 3 zile o să trebuiască să aduc ei o ramă cu puiet căpăcit, din motive că ați văzut familia anterioară intrase în frigul, intră în frigul roitului și o să trebuiască să iau o ramă cu puiet căpăcit și pentru acest lucru o să o aduc aici. Iată, aceasta este rama pe care a fost adusă această matcă. Iată ce frumos se pontează. E o singură ramă. De fapt, două rame are. Două. Mă uit după mătcuță. Nu reușesc să o uzeresc nici pe aceste două rame, vă dați seama. Dacă o vedeți dumneavoastră, foarte bine. Eu nu o uzeresc. Probabil este pe rama cealaltă. Oricum, acum vreau să vă arăt că pun la mijloc această ramă. O mai uit o dată pe rama asta, nu prea mult după măci, dacă are puiet larvar e ok. Nu vreau să o vedeți. Care puiet larvar și ouă depuse, de obicei nu o deranje. Cel mai probabil este pe diafragmă. Că este mult albină pe diafragmă, nici o las în pace. Vreau să vă arăt că de o matcă împerecheată cu o singură ramă de puiet, era albină cu matca pe ea și am lăsat-o așa.
înainte în frigul lui Roy. Ia o foarte bine. Iată această ramă cu mâncare pe ea. Am să o dau în partea cealaltă. Ea va începe lucru și pe această ramă. Nu reușesc să zăresc pe mătcuță, asta este. Este ea pe undeva. Îndată ce a depus-o, o ies pe undeva. Așa, deci îi pun această diafragmă și îi pun un rănitor. Îi pun un rănitor. Și peste 3 zile o să-i aduc și o ramă cu puiet căpăcit. Și o să vedeți că încet, încet, cum se transformă în familie. Aici va primi niște sirop, câte puțin. Și încet, încet o să fie ok. La acestea încă folosesc folia. Pune folia, după aceea vom pune și niște bețe și totul va fi bine. Numai bine pe data viitoare.